Bună dimineața, dragii mei! Ia uitați-vă ce se întâmplă acolo, ăsta îmi distruge mie baza. Nu-l lăsăm, nu? Normal că nu-l lăsăm, fiți iar mama ta. Vino mă încoa. Hai, vino încoa. Hai, vino încoa. Mama ta de animal. Hai, vino încoa. Ia uite-l. Hai, nu mai da acolo. Vino aici. Mamă, mi-a distrus gardul, mă, fiți iar capul ăla. Vino încoa, mă. Hai, uite-l. Hai. Hai. Hai, eu mai fug un pic. Mamă, cu copii a venit aici. A venit, e, băi, ca țigan, nu mă? Hai, încet așa. Deci dacă distruge pe aici. Vino cu. Hai, vino cu, vino cu, vino cu. Fiți iar mama ta. Tu dai cu copii, tu ești făcut din copii, mă? Hai, lasă-mă în pace. Tu cu ce te bazi, mă? Tu unde te bazi, mă? Ia zi. Fițar mama ta, naibii. Vă vii cu copii pe aici, mă, și arunci cu copii în mine? Mai e un copil. Dar unde e? Îl aud pe aici, pe undeva. Unde e, mă? E un copil pe aici. Ia uite-l, mă. Fiți-ar capul tău să-ți fie. Bă, voi veniți pe aici cu chestii din astea la mine? Bine că începe să plouă măcar. Mamă, bă, și mi-a distrus aici poarta, fraților. Mi-a distrus toate. Bă, uite ce mi-a dat aici în gard. Aici a dat? N-am mai dat. Bă, cât m-a enervat. A venit animalul, mă. Și cât dă el, el dă în gar, știi? Fițear. Ia uite, și nu ușa asta a dat. Aici n-a ajuns, nu? Nu. Unde e, mă, copilul? Ia uite-l. Nu? Nu. Puteți să facem rost de oase, ceea ce e bine. Ăsta e copilul? Nu știu dacă ăsta e copilul. A, uite-l, mă, unde erai? Aici ești, a? Aici am ești. Nu mă interesează că fac ăsta. Îl fac bine acum. Tu îmi distrugeai, mă, gardul în continuu. Fii var mama voastră să vă fie de copii. Bă, voi vedeți, mă, ce au făcut ăștia nemernicii. Înainte să fac și eu un anunț special. Și așa am început eu. Videoclipul. Eu vreau să-l încep altfel frumos. Ăsta nu mă lasă să aprind focul aici. Așa, aprinde-mă focul. Ia, mă, ia, hai că ne supărăm aici. Ce mama naibii facem aici? Ia uite, mi-au stricat pe aici mie frumusețe de bază. Mai am pe aici ceva stricat? Nu mai am nimic, gata. Bă, cât de... Mamă, ce m-a enervat chestia asta. Băț, așa. Băț, hai să punem aici. Undeva pe aici. Și tot dădea, mă, tot dădea. Fie că aveam ăsta, aveam gardul ăsta făcut. Și tot dădea în el. Înseamnă că nu-i destul de bine făcut gardul? Eu vreau foarte frumos doar să lucrez aici eu ca băiatul la... La gardul meu. Uite, am 4. Mai am nevoie de 7. Deci mai am nevoie de încă 3. Pe lângă asta. Asta înseamnă un copac, frate. Un copac. Ia, las că a venit aici. Ia, dă-mă încoa. Can't carry any more skulls. Nu e nicio problemă. Am luat oase. Mamă, ce m-am enervat. Încă un os. Nu mai am oase. Am 3 oase doar. E bine. E suficient. Bă, ce nesimțiți, mă. Hai să facem o ușă mai înainte de toate. De care ușă facem? Custom building? Defensive walls? Nu. Basic wall, wall with door? Nu, deci wall with door cum aveam eu. Hai că e cel mai simplu așa. Mamă, și am nevoie de încă 5. Da, bravo, mă.
Partea bună e că putem să facem mai frumos. Uite, așa. Mamă, cât mai nerva, mă. Încă 5 mai avem nevoie. Deci mai trebuie să tăiem încă 2 copaci. Nu unul singur. Mai avem 2 lemne aici. Evident că lucrez la casă mai întâi. Și după aia facem tot ce trebuia să facem în episodul ăsta. 3 lemne aici și cu 5, 8 lemne. 2 și anume copaci. 2 și anume copaci. Bone armor, bineînțeles. Hai să punem pe noi. Avem un pic de armură aici. De unde luăm noi încă 2 copaci? Unul luăm de acolo și unul cred că luăm de aici. N-aș vrea să cadă prea aproape. N-aș vrea să cadă încolo. Sper să fie ok. Taie toporul ăsta, fraților. Super, super șmecher. Și încă una și gata. Și du-te încolo. Vreau să te duci în... colo. Așa, ia să vedem. S-a dus bine? Băi, eu zic că s-a dus bine. 1, 2, 3, 4. Mi-a dat doar 4. În adevăr, trebuie să facem 8. Bun. Nu e nicio problemă, le las aici. Măcar știu că aici nu o să cadă, nu o să ia la vale sau ceva. Că mai au tendința așa să dispară. Au dispărut câțiva. Am tăiat un copac, mi-a dat doar 2 bușteni. Pentru că restul s-au liciuit sau au dispărut pe undeva pe acolo. Bun. Energie ciuciu. N-am vrut să stau cu bombe, că dacă dădeam cu bombe în el, îmi distrugeam eu casa. Și e enervant. Dar mi-a luat super mult damage. Și e enervant. E supărător. Mă supără treaba asta. În schimb, hai să vedem. Tăiem și copacul ăsta. O să se ducă un pic încolo, sper. Cât să... Hai, încă una, mă. Așa, du-te încolo. Du-te foarte frumos, nu te gliciui și du-te încolo. Eu o să le iau pe astea. Hai să vedem cum cad. Ia uite, n-a căzut, mă, pe șopârlă. Una, două. Bun. Am făcut fix la cât avem nevoie. Mai avem nevoie de 8 bloguri, așa cum ziceam. Totul e bine. Sunt curios câte mai avem aici. Mai avem nevoie de 3, din câte țin minte, nu? Da, încă unul aici. Și după aia mergem la poartă și facem poarta. Uite, mă, ce facem noi în loc să facem alte treburi. Dragii mei, nu uitați, chiar dacă am început așa videoclipul, nu uitați, lăsați acolo un like. Mă ajută foarte, foarte mult dacă vă place acest videoclip. Lăsați comentarii cu ce vreți să mai vedeți în nebunia asta de joc. Și abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri. Am terminat acoperișul, ceea ce este foarte bine. Mai avem nevoie de 4. O mai avea încă 4? Eu asta țin minte că mai avem încă 4, nu? Una, două și două acolo, cred. Sper, din tot sufletul, ca să nu mai tai încă un copac. Dar cred că așa e și mai erau încă 2 acolo. Bun. Energia cam slăbuț. Eram infectat, așa că am mâncat un pic de aloe. M-am și vindecat. Nu stau foarte bine cu greutatea, în schimb. Dacă stăm să ne uităm. Hai să ajungem la... Hunger 31, Sanity 72, Strength 20 a scăzut. Greutatea a crescut în continuare, ceea ce nu-i bine. Deși am cărat destul de multe lemne. Și când car lemne, se... Uite-le, mă, mă speriasem. Când car lemne, scade greutatea. Dar cred că o să stau mai mult nemâncat. O să stau o perioadă nemâncat, pur și simplu, să vedem dacă ne scade greutatea. 232 este foarte mult undeva. Uite, chiar nu știu cât e. Dar știu că e mult. Avem curcubeu. A plouat un pic, ceea ce e bine. Ne-am umplut și noi. Bun. Înapoi ne-am făcut și noi frumosel. Deși pe aici văd că se poate intra. Dar e bine. E un pic liciuită. E un pic liciuită. Dar putem să stăm fără nicio problemă. Hai să stăm un pic pe bancă. Să ne revenim un pic. Vreau să fac un tricep collector pentru că văd că dacă dau așa ca nebunii, nu prea am și trebuie să am. Nu știu cât am exact, cât tricep, pentru că ne ajută foarte mult la reconstruit. Ia să vedem. Asta e harta, uitați, frate, cum arată harta. Așa arată, fraților, harta. Vedeți unde am fost, în ce peșteri am fost, în ce peșteri n-am fost, e cu X. Unde am găsit ancora, unde sunt eu, e foarte mișto așa. Bun. Hai să intrăm un pic în inventory să vedem. Tricep avem 115. Putem să mai facem. Că avem o oală. Hai să facem un tricep collector. Bestiary, bam, 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 bam. O luăm de la început.
O luăm de la fire, să vedem. Ce mai vrem să facem acum? Acum mai trebuie să facem așa. Rabbit cage. O să vreau să facem un rabbit cage. Încă un water collector. Pe care o să-l fac chiar acum. Avem nevoie de două water collectoruri aici pentru că plouă și e bun, e bine să avem apă. Uite așa. Uite așa. Bun, turtle shell am. Și luăm de aici bețe, ce să faci? 4, 5. 5 bețe collected. O să mai avem încă un băț. Gata, nu mai avem niciun băț. Oricum o să folosim bețe. Dar hai să vedem la ce folosim bețe. Drying rack am, small garden. Bă, o să folosesc și un small garden. O să fac undeva un small garden. Încă nu știu unde, o vedem. Stick holder o să le schimb. Nu o să mai fie acolo. Log holder de asemenea poate avem nevoie. Rock holder. Weapon rack. Nu, explosives. Nu, medicine cabinet. Mă mai gândesc. Snack. Skin rack. Skin rack avem nevoie. 20 de bețe, vai de capul meu. Dar avem nevoie. Și o să le punem, uite așa aici. Nu așa. Nu așa, nu așa, nu așa. Cum facem, fraților? O să punem skin rack-ul. R. Bă, aoleo, am uitat de chestia asta că se... Uite, cam așa. Mie mi se pare că e destul de dreaptă, nu? Nu. OCD-ul meu nu o să ne lase în pace prea curând, să știți. Uite, cam așa. Cam... Așa. Uite, cam așa o să arate. E bine skin rack-ul pus. N-avem bețe, dar o să le punem. O să punem bețe. Vreau să văd ce mai putem să facem pe aici și ce mai trebuie să facem. Arrow basket? Nu. Bone basket? Da. Uite, o să punem un bone basket aici, în jos. Bun. Avem nevoie de multe bețe, dar o să punem și o să avem bone basket și ce foarte bine. Skin avem. Armor rack? Nu, momentan. Arrow basket? Nu. Custom walls, custom floors. Custom stairs o să avem nevoie. Și hole cutter. Unde o să tăiem? Ce e asta, mă? Cum o să tăiem noi? Uite, o să zic că tăiem, uite, așa. R. Uite, cam așa. E. Am distrus un pic aici. Și o să mai distrug una. Sau cred că e bine așa, ia să vedem. Nu, cred că mai avem nevoie de încă una. Să mai distrugem încă una. Încă o dată, încă un hole cutter. Uite, așa. Cam... n-a tăiat cum trebuie. N-a tăiat exact cum îmi doream eu. Mai facem o dată. Uite, cam așa. Uite, așa tăiem. Foarte frumos, că aici o să vină... Aici o să vină scara. Așa. Superb. Superb, superb, superb. Bun. Ia să vedem ce mai facem pe aici. Custom stairs. Hai să facem custom stairs aici. Nu știu exact cum o să vină. Cred că vine de aici. Și uite așa. Bam. Ulu. Ia să vedem. Deci cam așa trebuie să vină. Am înțeles. Deci o să vină de pe aici cumva. Uite așa. Uite, cam așa. Bun. Prin urmare, e mai complicat. Deci trebuie să mergem până fix în capăt, așa. Uite așa. Și să mergem drept, uite așa. Bun. Uite așa. Ia, cum arată? Arată bine? Eu zic că arată... nu e drept. Mama, măsii de treabă. Cum arăți, mă, drept? Mă enervează că nu poți să pui din față și trebuie să pui așa. Uite așa. Ăsta-i tati. Cred că așa arată, nu? E bine așa. Da, așa e perfect. Ulu.
Acolo sunt. Veniți, mă, încoa. Ia, hai că m-am enervat pe voi. M-am enervat, nu mai suport chestia asta. Ia uite-i, mă, cât sunt. Hai, vină încoa. Una. Două, e, da. Ne-am cam luat-o. Așa, unu. Oh, asta e nebună, mă. Asta de obicei e nebună. Ia, gata. Mai vrei? Hai că tot aveam eu nevoie de... de oase. Ceea ce e foarte bine, mie îmi convine. Cât timp vă apucă pe voi aici nebuneala, mie îmi convine. Da, nu vrei. Nu vrei să aprinzi focul decât cu nimic în mână. Ia de aici. Oase. Avem nevoie de 17 loguri, 272 de sticuri. Aoleu, cât avem noi de muncit pe aici. Uite un băț. A, nu, era doar un din aia. Era doar o... Bă, capete. Stai, mă, că avem nevoie de capete aici. Nu mai avem nevoie de mâini. Avem nevoie doar de cap, eu vreau să tai capul. Așa, de cap aveam nevoie, de mâini n-am nevoie. Mulțumesc. De mâini se pare că nu am nevoie. Dăm aici, aveam nevoie de încă un cap. Din păcate, am unul singur. Am folosit foarte multe gâmă. Așa. Am folosit foarte multe frunze când am dat drumul la foc, ceea ce m-a enervat de obicei când făceam chestia asta. Și de asta acum am rămas fără frunze, am văzut în peșteră atunci, ceea ce nu-i tocmai plăcut. Gata. Avem încă un efigie aici. Nu o să-i dau drumul momentan. Acum iar suntem în căutare de bețe. Tot timpul avem nevoie de bețe. Bă, și e cel mai greu de găsit. Aloe. În schimb, găsim aloe. Uite în băț. Acum, uite aloe. Nu mâncăm așa ceva. Nu e bun. Dar găsim aloe și bețe. Ce se aude, mă? Se aude ceva pe aici. Petrișoare, foarte bune, petrișoare. Cineva e supărat pe aici. De tot vin ăștia zombie. Zombie, mă, tot le spun zombie și mă enervează. De tot vin canibali ăștia pe la mine pe aici. Ei sunt un fel de zombie, dar nu sunt zombie, sunt canibali. Uite așa. Am făcut ceva rost de ceva bețe. Tot trebuie să mai fac rost. Aici mai trebuie să pun bețe și două capete. Las că mai vin ei. Mai vin ei. Acum căutăm pur și simplu bețe. Bețe, lemne, o să tăiem noi, dar nu azi, nu acum. Adică mai durează, nu o să fac scările chiar acum. Mă bucur că avem în schimb oase. Ca să facem și noi niște armuri. 7. Crezi că mi-ajung? Cred că mi-ajung la maxim. Ah, fix unul mai am. Așa, mă. Bun. Numai așa, uite așa. Bun. Ok. Mâncărică, mâncărică, mâncărică. Sau stau un pic nemâncat așa ca să mai slăbesc eu. Hai să încercăm să stau nemâncat. Să văd dacă mai slăbesc ce se întâmplă. Bun. Sau să mai slăbesc și așa. Asta am făcut. Platformă nu am nevoie. Rock wall, nu rock pad, nu stick fence. Pentru ce? A, ba da, poate să delimitez grădina. Vom vedea. Catapultă, defensive walls, defensive wall reinforcements. Asta o să vreau să fac un tri-bridge, dar nu știu unde și cum. Wall with window, e interesant asta. Nu știu unde să putem să facem. Stick marker. A, un fel de marker pentru peșteri și astea. Interesant. Sap collector vreau să fac. Și fac chiar acum. Și punem, uite, aici. R. Nu putem să punem pe ăsta? Mai avem azi copac? Mai avem un copac afară. Dar nu cred că se supără nimeni că punem afară un...
Hai, îl rotim până ajunge la noi așa. E. Bam, 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 bun. Avem așa un step collector aici pentru că aveam nevoie. Facem sepuri fără nicio problemă, să nu mai avem grijă de sepuri. Dintr-un punct de vedere suntem bine. Na, lasă-l. Lăsăm trunchiul, că poate la un moment dat într-un update vor crește copaci noi din astea. Ar fi interesant. Ce mai vreau eu să fac pe aici? Vreau să găsesc bețe, evident. Dar nu mai găsim bețe acum. Nu, vreau astea sunt mâini. Ce, Doamne iartă, mă fac cu atâtea mâini. N-am ce face cu atâtea mâini. Bun, deci bețe aici. Frumos, îmi place asta. Apoi, ce mai facem aici? Că trebuie să mai construim. Am făcut step collector, wood bench, chair, bed. Ne facem un bed, dar ne facem sus. Table la fel, tot sus. O să dormim sus frumos, așa. Chair tot sus, deer skin, rabbit skin, skull lamp, ceiling skull lamp. Da, uite, o să punem unul să fie, uite, aici. E. Bun. Avem tot ce ne trebuie. Bam, bam, bam. Nu-i tocmai în direcția în care trebuia, dar e ok. Mai punem unul, că avem scaluri destule. Er, mă, vreau să vină încoace. Așa. Le punem aici. E. Bun. Mai punem unul. Uite pe aici. Nu cred că mai avem cranii suficiente, dar e ok. Nu din asta, mă. Bagă-ți mințile în cap, de-asta. Atârnătoare din asta. Uite așa. Bun. Mai avem sfoară? Nu mai avem sfoară, dar avem destule... Asta nu-mi place aici, frate. E pus ca naiba. Da, aia e. Ne mergem pe ăsta. Bun. Bay. Care-i, mă, pe ăsta? Așa. Uite așa. E. Nu mai avem rope. E, hai că un rope facem și noi. Un rope aici pentru băiatul. Să avem un pic de luminiță. Arată bine. Începe să arate, începe să prindă formă. Mâncare nu mai avem. Eu mă bucur de chestia asta. Skull lamp o să mai facem. Decorative skull head trophy. Head trophy bun. O să păstrez că vreau să facem. Wall, nu wall planter, nu. Animal trap avem nevoie. Molotov wire trap, explosive wire trap, deadfall trap, rope swing. Mamă, câte lemne avem aici nevoie. Ah. Small raft avem deja. E undeva pe jos pe acolo. Effigies. Am mai făcut niște to-do list. Sanity iar 69, trebuie să dormim. Feeling hungry. Bun, hai să dormim. Dacă tot suntem aici, hai să dormim. Low energy, get some rest, thirsty, hungry, de toate. E bine, nu-i nicio problemă. Uite, mergem acum să dormim. Zzzzzz. Că poate ne recuperăm un pic și sanity-ul. Salvăm, 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 cum să nu salvăm. Ia să vedem. Cum suntem cu sanity-ul, cum suntem cu ăsta. Bestiary, bam, bam. Sanity 75, bun, deci trebuie să dormim. De greutate n-avem ce să facem. Tiredness 3% doar, ceea ce e bine. Strength 20, a rămas la fel. Atletism 0. Mamă, că alerg, eu merg aici, fac mișcare. Trebuie să facem focul. S-a stricat focul. Dar avem un băț pe care îl vom folosi la foc. E cel mai important lucru, focul. Na, e, trebuie să recunoști importanța focului. Bun, mai departe. Pietre, nu avem nevoie. Frunze, cred că avem căcălău. Uite, frunze aici, 80 de frunze, e bine. Tot trebuie să mai strângem frunze, dar e bine. Hai să vedem ce face sep colectorul ăla, dacă a colectat ceva. Mâncare o să mai păstrez un pic, fără să stau așa nemâncat. N-a prins nimica? Petricele, petricele. Hai, mă, să mâncăm ceva. Bem un pic de apică.
Iar mai apoi mergem să mai căutăm bețe pe la aia pe acolo. Pe la ei prin bodegă. Oh, câtă apă ai aici. Frumoșel, frumoșel. Și ceva de mâncare. Hai să luăm ceva de mâncare, na. Eat. Îmi dai să mănânc? Nu. Mamă, se strică, ești nebun? Ah, sau iepurașii dau puțin de mâncare. Am înțeles. E bine. Bun. Hai să mergem la treabă. Hai să mergem spre satul lor. Ne interesează să găsim două lucruri. Sfoară, rope, de fapt, și bețe. Cele mai importante lucruri. Bețele fiind cele mai importante. E bine că am făcut treaba aia cu bățul. Mă jur că e foarte bună treaba aia cu bățul. Cu sacul de sacul de bețe. Nu pe aici. Deși gol a trebuit să mergem cumva. Că n-am fost. Dar nu în episodul. În episodul ăsta doar ne mai aranjăm un pic în bază. Te-am terminat de făcut aia. Uite încă un băț pe aici. Încă un băț. Asta, cam asta căutăm în episodul ăsta. Ma, deci nu știu că mergem acolo. Nu mergem încă în baza lor. Am găsit destule bețe și dacă le stric efigiurile acum, nu mai am... Nu o să am oricum loc în inventar. Câte am? 9. Aloe. Căutăm bețe pe jos mai degrabă. Prefer să caut bețe pe jos decât să le stric lor efigiurile, pentru că efigiurile se fac mai greu, se refac mai greu. Și uite băț, uite băț. O să fac 20 foarte repede. Nu mâncăm așa ceva. E ok. Îmi place că ne arată. Chiar ne arată când sunt mamă și vine o să se pună o furtună. Mamă, mamă, aici nu mai avem ce să facem. Aici l-am descoperit, mă, pe ăla. Mudita e monstru vieții. Când mă ducea să caut și eu ceva frumusesc pe aici. Da, mă, prea. Hai, jbâști. Nu mă tentezi tu pe mine. O fi găsit mâini ceva de-a dat în pământ așa de nebun. Bun, și bețe? Câte mai avem? Mai avem nevoie de 3 bețe. Vedeți, asta ziceam eu că nu... Pe aici nu cred că găsim bețe. Dar e foarte bine și cât avem. Petre, petre, petricele, petricele. Bețe nema. E ok, mergem și punem bețele astea. Strângem și noi ceva frunze. De data asta nu o să le mai punem la gardul vieții, ci le punem aici, la skin și la bone. Bun, încă 3. Încă 3 bețe luăm de aici, vreau să fac skin-ul ca să-l iau. De fapt, iau toate bețele din rec, ca să putem să facem 15 bețe am. O dată. Și apoi mai punem și aici câte mai avem. Mai avem 12 bețe. Bun. Așa, și aici avem piele la discreție, ceea ce îmi place, ca să mai putem să omorâm șopârle. Că avem nevoie. Deci când vedem șopârle sau orice alt animăluț, acum putem să mai luăm și pielea, putem să mai luăm de toate. Am omorât și un în off-camera și un mistreț. Cred că am înregistrat undeva, dar nu cred că o să lipesc eu videoclipul ăla. L-am făcut inițial ca să-l lipesc, dar nu. Da, unde fugi? Mă, uitați animația. Asta e animația de care ziceam în ultimul update făcut. Ceea ce e foarte mișto. Cum ia pielea așa de pe el. Scoate toporul și îl nimicește acolo. Foarte tare. Bețe pe jos. Oricând sunt binevenite. Aloe. A apărut aloe în jurul ăsta pe aici. Ceea ce mie îmi place. Pa. Așa, am făcut 2 în 1. Minunat. Carne, băț și clot. Foarte bun. Minunat. Aloe. Aloe e bun. Tot timpul aloe este bun. Te vindecă. Când ai nevoie să te vindece. Văd niște oameni, văd niște canibali pe acolo. Nu știu dacă mi s-a părut mie că sunt niște canibali sau nu. Nu mănânc, mă, din astea. Lăsați-mă pace. Nu mă mai tentați aici. Cu tentații din astea tentoase. Hai să ne ce mai avem. O minge de tenis. No need. Un foc pe aici. Bă, nu, nu le-am distrus masa asta. Vreau să le distrug masa. Can't carry any more sodas. Uite așa. 5 coin. Am găsit bănuți. Bănuți.
Ce bine. Sfoara n-ați făcut, mă, săracilor. Na, a, uite așa. Sfoară, că tot aveam nevoie de sfoară. Nimic pe aici. Credeam că sunt sărăcit de ăstea și n-au mai făcut nici sfoară, nici nimica. Eu vin aici să-i prăduiesc pe ăștia, că... Nici ei nu mă prea lasă în pace. Câte sticuri avem? 6 de-abia, e bine. E bine, e bine, avem timp. Așa și fac, și-au făcut, frate, și-au făcut efigii lângă casa mea, apropo. Atâta nesimțire. N-am mai văzut în viața mea atâta nesimțire. Cum să-ți faci, mă, efigii lângă casa omului? Să zici că da, asta e zona mea. Să zici zău. Vorba aia, zici zău cu limba scoasă. Băț. Zi băț cu limba scoasă. Băț. Nu cred că trebuie să tai asta. Asta, în schimb, avem nevoie măcar de... Nu cred că mai... Putem să luăm și carnea? Să avem trei cărnuri? Da, putem să luăm trei cărnuri cu noi. E bine. Nu mai era un... Mi s-a părut mie că mai e încă un... Da, mi s-a părut mie că mai e încă un efigi. Pe aici. Speram să mai fie. Nu e un sătuc foarte mare, dar e un sătuc care ne dă din când în când câte... ceva bunătăți. Mergem tot pe aici, că pe aici am găsit bețe. Și pe când găsești bețe pe undeva, mergi tot pe zona aia, nu? Pe zonă. Suntem pe pădure, cum se spune. Nu înțeleg exact care e șpilul, dar... Sunt eu mai bătrân, da. M-am obișnuit deja. N-avem nimic pe aici. Alergăm pentru că suntem aproape de casă și nu mă interesează energia. Cu o recuperare repede stăm pe bancă. Dacă ești într-adevăr în pădure noaptea și ai nevoie de energie să fugi cândva, da. O economisești. Dar acum când n-am nevoie să economisez nimica, nici că mă chinui eu cumva. Bun. Punem la uscat... Ce trebuie să punem la uscat? Adică cele trei cărnuri. Așa. Mamă, mi s-a făcut și mie o foame, trebuie să mănânc și eu ceva. După videoclipul ăsta îl pun la încărcat și... Și din nou aici. Hai mă. Sus. Bun, și acum... Na, nu mâncăm. Mi-era mie foame și era să mănânc acolo, nu. Nu. Băți ceva? Nu, doar pietre. Terminăm și pietrele astea. Încă unul, bă, nu cred, încă un băț. Speram și eu să terminăm măcar ăsta cu bețul. Cu bețul. Bețul. Hai mai găsim un băț și după aia încheiem episodul ăsta. Iar stăm să căutăm un băț pe bune. Și mamă cât mă enervează treaba asta, să stăm să căutăm un băț. Unu, frate. Și nu o să-l găsești, evident că nu-l găsesc așa ușor pe aici un băț. Ia uite-l bățul. Hai că am găsit un băț, mă. Două bețe. E bine, am găsit repede. Iepuraș! Na. Pe aici o să punem o capcană. E bine, pe aici punem capcane de iepuraș în zona asta. Foarte bine de știut. Acum mai caut niște bețe, Ia uite, mă, ce e aici. Am luat și niște skulls. Avem nevoie de skulls. Ia uite-te, mă, aici. Bă, ce nemernici. Își pun ei aici, mă, efigiuri. Ia uite, și jos acolo încă unul. Hai și jos, să mai luăm. Să-l mai luăm și pe ăsta. Ia! E, ce frumos. Hai că tot am găsit chestii. Mai pot să iau piele? Mai pot să iau. Ce noroc, mai pot să iau piele. Buz, dăm buz. Bun, că nu prea avem buz, stăm rău cu buzul. Bam! Încă o piele. Sper să putem să o ținem și pe asta. Lizard skin collected, minunat. Avem și cărniță. Ceva pe aici, avem avionul. Asta e alt avion, nu, asta e același avion, mă. Era, mamă, ce... Nu vedeam casa. Și când nu vedeam casa, am zis că na, nu e. Avem apică, avem de unde bea. Pe aici putem să salvăm. Mai putem să luăm circuit board-uri. O, frumos, flare gun. Nu mai putem să facem circuite. Pleacă, mă, de aici. Cine te-a mințit? Bam, coins și... circuit. Cine te-a mințit, mă? Nu mai avem ceasuri, în schimb.
Dar mai putem să luăm un... așa, du-te mă de aici. Iar am găsit ceva. Can't carry any more circuit boards. Iar am găsit o parte din revistă care nu mi-o arată. Pe care nu mi-o arată, pentru că bănesc că am mai văzut odată. It's ok, cred că putem să mergem spre casă atunci. Mergem spre casă, terminăm ne... uite că mai avem încă un... mai luăm un turtle shell? Să avem mai multă apă? Da. Bam! Ia uite, mamă, cum facem pe aici? Dar nu vreau asta, vreau să-mi iau... am luat numai... Nu e din asta cu carapace? Dacă dau așa mai tare și tai mai mult... Nu mai merge, nu mă lasă. Vreau să iau carapacea. Nu mă interesează asta și dispare, nu? Fiți atenți că dispare. N-or fi din astea, mă? Hai să încercăm. Da, nu, deci nu, ea nu mai mâncărica. Can't carry any more genetic meat. Super tare, bun. Mergem spre casă, în cazul ăsta. Aici o să punem... Iai, haide, că îl prindem pe ăsta. Mă, tu te joci cu mine. Mă, tu te joci cu mine. Am nevoie de blănița ta, rabbit fur. Rabbit collected. Mai avem încă unul aici. Te prinzi pe tine. Fugi tu de mine, dar... Așa. Nu fugi tu foarte mult de mine, că te prind. Cover din blood, avoid infection. Bun, mergem acum, mergem acasă. Hai. Hai acasă pe aici. Am văzut ceva? Da, încă unul. Ioi! Așa, mă, te-am prins și pe tine. Sper să mai putem să-l cărăm și pe ăsta. Rabbit for collected, bun. Nu mai iau încă șopârle, pentru că... Nu o să mai am loc și nu vreau să le pierd. M-am speriat, credeam că am văzut lucruri. Încep să văd lucruri. Bețe, nu mai prind eu pe aici, prin John. Dar e bine să mai avem din când în când câte ceva. Bun. În cazul ăsta, dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, un like mă ajută enorm de mult și de asemenea o abonare dacă vreți să mai primiți videoclipuri de la mine. Noi am terminat coșulețul aici cu astea și mai punem și niște pieluri pe aici și blănuri, piei și blănuri. Și mai avem 8 sticks pe care o să le folosim, dar deocamdată le punem aici, uite așa. Că avem. Și mai avem și mâncărică și o să punem, dar în episodul următor, sau mă rog, off-camera eu. Nu mai avem turtleneck, turtleshell-ul de aici, dar aia e. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Eu sunt Cosmin, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, salutare!